Emil Apel a fost matematician francez, rector al Academiei din Paris, dar și membru de onoare străin al Academiei Române. Printre studenții săi s-au numărat Dimitrie Pompeiu și Gheorghe Țițeica. Activitatea sa a fost consacrată analizei matematice, ocupându-se în mod deosebit de integralele duble. De matematică ne ocupăm și noi în minutele următoare. Spor la treabă! Bună ziua, numele meu este Claudia Brăduceanu și sunt profesor de matematică la Colegiul Național Mihai Eminescu din București. Pentru astăzi v-am pregătit o selecție de item din testele de antrenament 2020-2021. Itemii selectați se referă la capitolele calcul numeric, medii, progresii geometrice, numere complexe, funcții și anume funcția de gradul întâi și funcția de gradul al doilea. Aplicația numărul 1 este o aplicație selectată din testul de antrenament numărul 5, specializarea matematică-informatică, itemul 1 roman 1. Determinați numărul complex Z pentru care Z minus 2 ori Z conjugat este egal cu minus 2 plus 6 de înmulțit cu I. Soluție. Reamintim. Dacă Z este egal cu A plus BI cu A și B din R, avem că Z conjugat este egal cu A minus BI. Pentru Z1 este egal cu A plus BI și Z2 egal cu C plus DI cu A, B, C și D numere reale. Avem că Z1 plus Z2 va fi egal cu A plus BI plus C plus DI este egal cu... A plus C într-o paranteză plus B plus D într-o altă paranteză de înmulțit cu I cu A, B, C și D numere reale. Revenim la cerința exercițiului nostru și anume Z minus 2 ori Z conjugat este egal cu minus 2 plus 6I, unde Z este egal cu A plus BI cu A și B numere reale. Și înlocuim pe Z cu A plus BI. Obținem A plus BI minus 2 pe lângă a minus BI este egal cu minus 2 plus 6i. Se desface paranteza și se obține a plus bi minus 2a plus 2bi este egal cu minus 2 plus 6i. a minus 2a este egal cu minus a, bi plus 2bi este egal cu 3bi, și s-a obținut minus A plus 3BI egal cu minus 2 plus 6I. Observăm că minus A va fi egal cu 2 și 3B va fi egal cu 6, de unde rezultă A egal cu 2 și B este egal cu 2. Numărul Z căutat era de forma A plus BI, deci Z va fi egal cu 2 plus 2I. Aplicația numărul 2. Aplicația este selectată din testul de antrenament numărul 5, specializarea matematică-informatică, itemul 1 Roman 2. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în f de x este egal cu x la a doua plus m, unde m este număr real pozitiv. Determinați numărul real pozitiv M pentru care F de 0, F de 1 și F de 2 sunt, în această ordine, termeni consecutivi ai unei progresii geometrice. Soluție. Reamintim câteva elemente teoretice. Un șir de numere pentru care fiecare termen al său, începând cu al doilea, se obține din cel precedent prin înmulțirea cu același număr nenul numit rație, se numește progresie geometrică. Avem și o proprietate, un șir BN pentru N mai mare sau egal decât unul de numere reale este progresie geometrică dacă și numai dacă are loc relația BN la puterea a doua este egal cu BN minus 1 mulțit cu BN plus 1 oricare N număr natural N mai mare sau egal decât 2. În cazul de față avem funcția F definită pe R cu valori în R f de x este egal cu x la a doua plus m cu m număr real. Se observă că f de 0 este egal cu 0 la a doua plus m și anume f de 0 egal cu m f de 1 egal cu 1 la a doua plus m care este egal cu m plus 1 și f de 2 este egal cu 2 la a doua plus m care este egal cu m plus 4. Numerele f de 0, f de 1 și f de 2 în această ordine sunt termeni consecutive ai unei progresii geometrice, dacă și numai dacă, f la puterea a doua de 1 este egal cu f de 0 de înmulțit cu f de 2. Înlocuim, aceasta înseamnă că m plus 1 la puterea a doua este egal cu m pe lângă m plus 4. Ținem cont de formula de ridicare la pătrat și anume a plus b Totul la pătrat egal cu a pătrat plus 2ab plus b pătrat și relația devine m pătrat plus 2m plus 1 este egal cu în dreapta m pătrat plus 4m. m pătrat cu m pătrat se reduc și obținem 2m minus 4m este egal cu minus 1, deci minus 2m egal cu minus 1 se împarte totul la minus 2 și se obține M egal cu minus 1 supra minus 2, deci M egal cu 1 pe 2, care este număr real pozitiv. Aplicația numărul 3. Aplicația este selectată din testul numărul 5, specializarea științele naturii, itemul 1 roman 1. Arătați că 2 minus logarit decimal din 40, în paranteză, denmulțit cu 1 supra... Logarin decimal la puterea a doua din 5 minus logaritm decimal la puterea a doua din 2 este egal cu 1. Reamintim câteva elemente teoretice pentru rezolvarea problemei. Fie a mai mare ca 0 a diferit de 1 și x mai mare decât 0. Se numește logaritmul numărului x în baza a și se notează logaritm în baza a din x, numărul real y definit prin y este egal cu logaritm în baza a din x dacă și numai dacă a la y este egal cu x cu alte cuvinte logaritmul unui număr pozitiv într o bază este exponentul la care se ridică baza pentru a obține numărul de asemenea dacă x și y sunt mai mari decât 0 a mai mare decât 0 și diferit de 1 atunci logaritmul în baza a din x de înmulțit cu y este egal cu logaritmul în baza a din x plus logaritm în baza A din Y. Logaritmul produsului a două numere este egal cu suma logaritmilor celor două numere. Al doilea element, dacă X și Y sunt mai mari decât 0, A mai mare decât 0 și diferit de 1, atunci, logaritm în baza A din X supra Y este egal cu logaritm în baza A din X minus logaritm în baza A din Y. Cu alte cuvinte, logaritmul câtului este egal cu diferența dintre logaritmul numărătorului și logaritmul numitorului. Notația Lg de x, logaritm decimal de x, reprezintă scrierea prescurtată a logaritmului în baza 10, numit și logaritm decimal. Și anume, logaritmul în baza 10 din x se notează ca fiind Lg de x facem diferența dintre o expresie logaritmică de tipul logarit decimal de x, care are ca argument variabila x și necesită condiția de bună definire x, număr real x mai mare decât 0, și expresii numerice de același timp, de exemplu, logarit decimal din 40, logarit decimal din 5, logarit decimal din 2, prezentate în relația din enunț. Aceste expresii sunt constante și nu necesită impunerea condițiilor de bună definire sau de existență. Revenim acum la exercițiul nostru. Și avem 2 minus al din 40, totul de cu 1 supra, logaritmic la a doua din 5 minus logarizecimal la a doua din 2 este egal cu Utilizăm faptul că 2 se poate scrie ca logaritm în baza 10 din 10 la a doua, care înseamnă logaritm decimal din 100, și formula diferenței de pătrate a la a doua minus b la a doua este egal cu a minus b pe lângă a plus b. Și se obține logaritm decimal din 100 minus logaritm decimal din 40, denmulțit cu 1 supra. Descompunem aici și obținem logaritm decimal din 5 minus logaritm decimal din 2, Totul denmulțit cu logaritm decimal din 5 plus logaritm decimal din 2. Egal logaritm decimal din 100 pe 40 denmulțit cu 1 supra, diferența logaritmilor e logaritmul câtului, logaritm decimal din 5 pe 2, iar suma logaritmilor este logaritmul produsului, deci denmulțit cu logaritm din 5 ori 2. Se obține logaritm decimal din 5 pe 2, s-a simplificat aici cu 20, denumulțit cu 1 supra logaritm decimal din 5 pe 2 ori logaritm decimal din 10. De asemenea, reținem faptul că logaritm decimal din 10 este logaritm decimal din 10 la 1, adică 1, și atunci... Logarit decimal din 5 pe 2 se simplifică cu acest logarit decimal din 5 pe 2 și rămâne 1 supra logarit decimal din 10, adică 1 pe 1, care este egal cu 1. Aplicația numărul 4. Aplicația este selectată din testul de antrenament numărul 5, specializarea științele naturii, itemul 1 roman 2. Determinați valorile reale ale lui M. Pentru care soluția ecuației 2 ori x minus m la a2 plus 1 egal cu 0 este număr real strict mai mic decât 0. Haideți să luăm ecuația 2x minus m pătrat plus 1 este egal cu 0 cu m număr real. Este o ecuație în nedeterminată x de gradul 1. 2x este egal cu m pătrat minus 1 și se împarte totul la 2. x va fi egal cu m pătrat minus 1 supra 2. Știm că x este număr real și, așa cum precizează în problemă, trebuie să fie strict mai mic decât 0. Deci, M pătrat minus 1 supra 2 va fi necesar să fie mai mic decât 0. Dar a, 2, numitorul, este mai mare decât 0 și atunci avem de-a face cu următoarea relație. M pătrat minus 1 este necesar să fie mai mic decât 0. Scriem ecuația de gradul al doilea în M asociată. M pătrat minus 1 este egal cu 0. Descompunem ca diferență de pătrate și obținem M minus 1 pe lângă M plus 1 egal cu 0, ceea ce înseamnă M minus 1 egal 0, adică M egal 1, sau M plus 1 egal 0, adică M egal minus 1. De asemenea, vom face și tabelul de semn. Pe prima linie avem M, care merge de la minus infinit la plus infinit, cu rădăcinile minus 1 și 1, iar pe a doua linie semnul lui M pătrat minus 1, semn contrar lui A între rădăcini, Aul este coeficientul lui M pătrat, coeficientul este 1, deci pozitiv, deci aici între rădăcini am semnul minus, același semn cu A în afara rădăcinilor, deci semnul plus. Utilizând tabelul de semn, acesta, pentru funcția de gradul al doilea, obținem că M pătrat minus 1 este mai mic decât 0, dacă și numai dacă M aparține intervalului deschis la ambele capete, minus 1, 1. Aplicația numărul 5. Aplicația este selectată din testul de antrenament numărul 6, specializarea matematică-informatică, itemul 1, roman 1. Arătați că numerele, radical de ordin 3 din 4, logaritm în baza 3 din 9 și radical de ordin 3 din 16, sunt termeni consecutive ai unei progresii geometrice așa cum am reamintit și într-un exercițiu anterior, un șir BN pentru N mai mare sau egal decât unul de numere reale este progresie geometrică dacă și numai dacă are loc relația. BN la pătrat este egal cu BN minus 1 de înmulțit cu BN plus 1, oricare N natural, N mai mare sau egal decât 2. În cazul de față, avem numerele radical de ordin 3 din 4, logaritm în baza 3 din 9 și radical de ordin 3 din 16. Ele sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice, dacă și numai dacă are loc relația logaritm în baza 3 la puterea a doua din 9 egal cu radical de ordin 3 din 4 ori radical de ori din 3 din 16. Reamintim că logaritm în baza 3 din 9 este logaritm în baza 3 din 3 la a doua, adică 2, iar radical de ordin 3 din 4 ori radical de ordin 3 din 16 este radical de ordin 3 din 4 ori 16, adică radical de ordin 3 din 64. 64 se poate scrie ca 4 la a treia, deci radical de ordin 3 din 4 la a treia, ceea ce înseamnă 4 se observă că logaritm la puterea 2 în baza 3 din 9 este egal cu 2 la a doua, care este egal cu 4 și este egal cu radical de ordin 3 din 4 ori radical de ordin 3 din 16, deci numerele. Radical de ordin 3 din 4. Logaritm în baza 3 din 9 și radical de ordin 3 din 16 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice, așa cum cerea exercițiul. Aplicația numărul 6. Este selectată din testul de antrenament numărul 6, Specializarea Matematică Informatică, itemul 1 Roman 2. Se consideră o funcție impară f definită pe r cu valori în r. Demonstrați că funcția g definită pe r cu valori în r, descrisă de formula g de x egal cu f de x totul la pătrat, este pară. Soluție. Vom reaminti câteva elemente teoretice. O mulțime a din R se numește simetrică față de originea axei reale dacă pentru orice X din A avem și minus X aparține lui A. Dacă A este inclus în R, este o mulțime simetrică față de origine și F este o funcție definită pe A cu valori în R, atunci funcția F se numește pară dacă F de minus X egal cu F de X, oricare ar fi X din A, și funcția f se numește impară dacă f de minus x egal cu minus f de x, oricare ar fi x din a. Observații, dacă o funcție f definită pe a cu valori ineri este pară, atunci axa y este axa de simetrie pentru graficul funcției f. Și dacă o funcție f definită pe a cu valori ineri este impară, atunci originea O a sistemului de coordonate este centru de simetrie pentru graficul funcției f. În cazul de față, avem că funcția f definită pe R cu valori în R este impară. Deci, conform definiției, f de minus x egal cu minus f de x oricare x din R. Ceea ce este echivalent cu faptul că f de x egal cu minus f de minus x oricare x din R. Revenim la funcția g, funcția g definită pe R cu valori în R. Am văzut că este definită prin formula g de x este egal cu f de x totul la pătrat. Și utilizând rezultatul anterior, vom scrie că g de x este egal cu pe f de x îl înlocuiesc cu minus f de minus x de aici, la pătrat. Egal cu minus 1 ori f de minus x totul la pătrat. Minus 1 la pătrat denmulțit cu f de minus x totul la pătrat. Minus 1 la pătrat dă 1. Și obțin f de minus x totul la pătrat, care conform formulei de definire a funcției g, va fi egal cu g de minus x, oricare x din R. Am o plecat de la g de x și am obținut că este egal cu g de minus x, oricare x din R. Am obținut că g de x este egal cu g de minus x, oricare x din R, deci funcția g este o funcție pară. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, sper că ceea ce am prezentat în cadrul lecției de astăzi să vă fie util în pregătirea examenului de bacalaureat. Vă doresc succes în continuare! Dragilor, e momentul să luăm o mică pauză în care vă invit să descărcați suporturile de curs de care aveți nevoie. Sunt disponibile pe pagina de Facebook a emisiunii Teleșcoala TVR. Revenim în câteva momente cu o altă lecție utilă în pregătirea voastră. Rămâneți pe TVR2!